Primăria orașului Amara organizează în datele de 24 noiembrie 2016 ora 11 proba scrisă și în data de 28 noiembrie 2016 ora 14 interviul la sediul primăriei orașului Amara, concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector cadastru, clasa 1, gradul profesional debutant. Condițiile pentru înscrierea la concurs sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în științe inginerești, științe administrative sau științe juridice. Dosarele vor fi depuse până la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:30. Pentru relații suplimentare și bibliografie, cei interesați se vor adresa la sediul primăriei orașului Amara sau la numărul de telefon 0243-266-102. Primăria orașului Amara organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant în cadrul primăriei orașului Amara, compartiment promovare turism, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Concursul se va desfășura la sediul primăriei orașului Amara din strada Nicolae Bălcescu, numărul 91, în data de 15 noiembrie, ora 10, testare cunoștințe limba engleză, ora 11, proba scrisă, iar în data de 18 noiembrie, ora 14, interviul. Condițiile pentru înscrierea la concurs sunt studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, abilități operare PC certificate prin atestat de competențe profesionale de operare pe calculator, cunoștințe de limba engleză certificate prin atestat. Dosarele vor fi depuse până la data de 4 noiembrie 2016, ora 14. Pentru relații suplimentare, cei interesați se vor adresa la sediul primăriei orașului Amara sau la numărul de telefon 0243 266 102.